Mănăstirea Hădâmbu din județul Iași și parohia Romanov ca protopopiatul ungheni ce aparține de Arhiepiscopia Chișinăului a Mitropoliei Basarabiei au organizat în zilele de 26 și 27 februarie 2020 un pelerinaj. De itinerarul oferit de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hădâmbu, au beneficiat 30 de credincioși din localitățile Romanov ca Cornești, Sipoteni și Ungheni, unii veniți pentru prima dată în patria mamă. Acesta a făcut parte din proiectul Pelerinaj în cinstea Sfinților și s-a înscris în cadrul manifestărilor Anului Omagial al Pastorației Părinților și Copiilor și Anului Comemorativ al Filantropilor Ortodoxi în Patriarhia Română. Prima oprire de miercuri 26 februarie a fost la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, iar apoi oamenii s-au închinat în Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași. A urmat închinarea la rac la Sfintei Cuvioase Parascheva și la cea a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv din Catedrala Mitropolitană din Iași, iar apoi s-a vizitat Muzeul Mitropolitan. După ce românii din Basarabia au admirat mănăstirile Galata și Cetățuia, au ajuns la casa de oaspeți Sfântul Spiridon din Lunga Cetățuii, unde au primit o masă caldă din partea mănăstirii Hădâmbu prin amabilitatea familiei Gorongea Constantin și Maria. La orele amiezii, pelerinii au ajuns la mănăstirea Hădâmbu. Aici s-au închinat în Biserica Acoperământul Maicii Domnului, în paraclisul aflat la demisurul Sfântului Locaș și în monumentul istoric unde se află icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Care pe Dumnezeu cuvântul cu oameni prea săvite nașterea tale a unit și fiere cele pe data neamului nostru cu cele cerești împreunat-o. Mergând la Părinte Nicolae în acel sat, Romanovca, și văzând situația de acolo, auzind pe mulți de acolo care n-au văzut încă Iașu, nu s-au închinat la Sfintele Moaște, la Sfânta Preacuvioasă Mâna Sfântului Parascheva, m-am gândit să le fac o surpriză și să căutăm un microbuz în zona acolo și să aducem măcar cât putem noi credincioși din Romanovca. Și iată că cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit și astăzi a fost la mai multe mănăstiri, venind să poposească în Sfânta noastră mănăstire, unde sunt de altfel și cazați în noaptea aceasta, unde vor lua parte și la vecernie, apoi la noapte la utrenie și mâine după Sfânta Liturghie să se întoarcă spre casele dumnealor. Vedeau lacrimi în ochii dumnealor cât de fericiți erau că, spunând că n-au văzut așa ceva ce a putut să vadă neașul nostru la Sfintele noastre mănăstiri, la Sfânta Parascheva, și se duc în mare, mare bucurie în sufletul și inima lor. Mai tot timpul în lacrimi am fost de bucurie că s-a putut face această excursie și pentru mine este o bucurie. Și am dorit mult ca inoriașii din Romanul ca să ajungă pe locurile acestei Sfinte Mănăstiri Hădâmbu să vadă frumusețea, dragostea care ne primește Părintele Stareț și toți frații preoții din această mănăstire. Și ne spus de bucuroși oamenii din Romană că văzând atâtea locuri frumoase, chiar mulți dintre ei n-au văzut așa până acum, chiar dacă și-au vizitat Iașul, dar n-au fost la locurile sfinte, care au fost la Cuvioasa Maica noastră Parascheva, ne-am închinat la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, la Galata, Cetățuia, și aici ne-am oprit în Mănăstirea Hădâmbu, care s-au minunat de frumusețea care au văzut în această mănăstire, văzând rodurile părintelui Stareț, care timp de 30 de ani s-au depus mult efort ca să facă așa o mănăstire frumoasă. Dumnezeu să îl aibă în pază, să-i ajute mai departe și să ne susțină și pe noi spiritual, așa că suntem și noi români din cealaltă parte a prudului, ca să ne susțină spiritual pe noi toți. Dimineața ne-am pornit din satul Romanovca, un grup de inauriași din sat și de prin prejurimi care îl stimează pe Părintele Nicolae din parohia satului Romanovca. Și am venit în principiu mai mult la Hădâmbu, am fost foarte
primit bine de starețul Nicodim, care și ne-a făcut călătoria asta gratis și ne-a făcut o nis cuvinte, că am și emoții, am fost cuvinte că așa frumoșață și așa nu departe de noi, că acum ori să plecăm la Chișinău, ori să venim până la Iași aici și mai aproape, ne-am închinat și am niște senzații așa că nu-s de nespus și toți inaureași stareți mulțumiți și mulțumim mult la stareții Nicodim cu contribuit la această călătorie a noastră. Pentru mine este a doua oară, primul raz a fost în 2002 în Ierusalim, la cetatea, Sfânta Cetate, sau cum se numește, la locurile sfinte. În a doilea oară, de multe ori am fost la biserici, la mănăstiri, însă ca o plăcere ca astăzi, care am primit-o, ajungând la toate cinci, asta a șasea mănăstiri, în timp de zi, o frumusață, o plăcere sufletească, o minunăție în orice caz. Foarte mulțumit pentru ziua de astăzi. Vreau la cei care sunt, care vor să mai vie, să mai facă o așa excursie, foarte plăcut și foarte, foarte, foarte bine. Cam văzut atâția, atâtea valori care n-au nici seama de scumpe și de dragi sufletului, că știți, nu e și sufletește cel mai omul mai bogat, sufletește, nu. Știți că acum am murit în rai, știți? Pentru că vi s-au părut foarte frumoase și celelalte. Da, 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 aici, aici de acum e super, cum să spune. Știți, e ceva când ajungi la o înălțime. La o Golgota. Da, 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 aici de acum nu știu, nu pot să dau, redau și aici am în suflet, vă spun sincer că nu pot reda, că nu mi-ajung cuvinte. Oamenii au mers apoi în Parcul Bucuria Copiilor, unde au putut vedea speciile de păsări și de animale. În trapeza, Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu a fost oferită apoi cina pentru toți cei prezenți. La miezul nopții, oaspeții de peste Prut au participat la slujba privegherii, iar în dimineața zilei de 27 februarie s-au rugat în cadrul Sfintei Liturghii.